Dintre toate cărțile publicate de Humanitas vreme de 30 de ani, de Cartea Regele și Cadavru, Biruința Sufletului asupra răului, mă simt cel mai tare legat afectiv. Dar nu numai pentru că o consider una dintre cele mai frumoase cărți ale lumii, ci pentru că ea mă leagă de ea, mă leagă amintirea dureroasă a unui eșec. Ca editor, mi-am pus toate speranțele în ea. Fiind convins, în 1994, când a apărut prima ediție, că va intra în lume împărtășind zecilor de mii de cititori bucuria și profitul lecturii ei. Dar n-a fost așa. Ea a trecut neobservată. N-am știut pe atunci să o promovăm pentru a o împinge către ceilalți în toată splendoarea ei, ceea ce sper că de data asta nu se va mai întâmpla, căci ea reapare înveșmântată în, cu adevărat în haine regale. Trei lucruri vreau să spun despre această minune de carte. Mai întâi despre autorul ei, Heinrich Zimmer. Este unul dintre cei mai mari intologi și cunoscători ai miturilor omenirii din istoria culturală a Occidentului. Carl Gustav Jung, care i-a fost prieten, l-a numit copilul etern, puer eternus, căci numai un matur cu suflet de veșnic copil sau adolescent, cum a fost Zimmer, se putea apropia cu atâta empatie și delicatețe de marile legende ale omenirii. Puțini oameni pe lume au îmbinat fastul erudiții, claritatea gândirii și splendoarea exprimării, așa cum a făcut-o Zimmer în această carte. Și pentru că tânăr moare cel iubit de zei, să spunem că Zimmer, care s-a în Germania în 1890, care fusese profesor la Universitatea din Heidelberg, care emigrase în 1938 în Marea Britanie și apoi, doi ani mai târziu, în 1940, în Statele Unite ale Americii, a murit fulgerător în 1943, răpus de o pneumonie în plină forță creatoare la 53 de ani. Al doilea lucru pe care aș dori să-l spun despre această carte. Legendele celtice din ciclul regerului Artur, cele creștine, cele islamice sau cele ale hinduismului, timpuriu pe care le interpretează Țimăr în regele și cadavru, sunt mai întâi povestite cu un har narativ de mare scritor. Volumul poate fi citit la o adică ca o suită de fascinante povestiri. Apoi, pe nesimțite, se trece de la poveste la interpretarea ei, făcută în întregime în cheia teoriei iunghiene a inconștientului colectiv. Și atunci se produce saltul către grandoarea cărții, plimbându-se ca mitolog printre miturile diferitelor culturi, Țimăra arată pe viu în ce măsură binomul conștient-inconștient aruncă punți între toate legendele lumii, indiferent de cultura din care vin ele. Sufletul are o istorie, nu numai trupul nostru al omenirii. Este evident că reprezentările arhaice ale nodurilor existenței prezente în mituri ni s-au transmis. Noi nu moștenim numai ochii căprui verzi sau albaștri ai străbunilor noștri, ci și felul în care s-au structurat emoțiile lor. Există, așadar, o teorie a Sufletului și noi participăm la ea prin imaginația noastră moștenită de la strămoșii noștri primitivi, vreme de câteva zeci de mii de ani, prin visurile noastre arhetipale, prin miturile care ne-au format și hrănit creierul de-a lungul milenilor că nu existau, cum există de 3-400 de ani, știința și tehnica. Oricât am fi de moderni, că rămân spate, fără să știm, un sac cu povești primitive. Din adâncurile cele mai adânci ale sufletului nostru ne vin toate reprezentările prezente și azi legate de teamă, de speranță, de comunicarea cu zeii, în care omenirea a crezut de zeci de mii de ani viața de după moarte, și așa mai departe. Al treilea și ultimul lucru pe care vreau să-l spun. Tâlcul cărții lui Zimmer e dat de subtitrul ei, care schimbă complet imaginea pe care o avem noi despre bine și rău, pe care suntem obișnuiți să le privim ca o separare, nu ca o împletire. Obișnuim să gândim așa. Noi suntem binele, suntem buni, răul e întrupat în ceilalți, e monopolul oamenilor răi, al monștrilor cu chip de om. Or, Zimmer își subintitulează cartea Povestea biruinței sufletului asupra răului și nu povestea biruinței binelui asupra răului. Asta înseamnă că cele două armate, ale binelui și ale răului, se luptă înăuntru nostru, Bătălia se dă în sufletul fiecăruia dintre noi. În povestea lui Ioan Gură de Aur, de pildă, analizată în volum, eroul nu iubește răul, ci, ca toți oamenii, fa îl face. Și îl face în forma extremă a crimei. Problema, atât la Jung, cât și la Zimmer, este cum coabităm în mod fatal cu răul din noi. Problema, în cele din urmă, este dacă reușim sau nu să ne ridicăm deasupra lui, a răului din noi. Balaurul străpuns cu lancia ne locuiește. Asta e problema fiecărei vieți: cine pe cine învinge în lupta nevăzută care se dă în fiecare dintre noi între bine și rău. Cartea lui Timăr se află, vă rog să mă credeți, în Biblioteca Zeilor. Cred că acesta e un argument suficient pentru ca ea să-și găsească locul și în bibliotecile oamenilor. Am să închei spunând, citându-vă două propoziții uh, care ar trebui, pe care ar trebui să le aibă orice muritor în minte pentru a traversa conștient viața. Ele sunt epilogul sunt din epilogul acestei cărți. Iată-le cum sună. Viața e mult prea oribilă prin posibilitățile ei de durere, inevitabile, nemeritate și de nejustificat pentru a putea fi numită tragică. Viziunea tragică este, ca să spunem așa, susținută de oameni care încă se miră, incapabili să conceapă că viața este. Așa cum este.